În duminica a 21 după Rusalii, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a fost în mijlocul credincioșilor din parohia Târnova, județul Caraș-Severin. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Pogorârea Sfântului Duh, răspunsurile la strană fiind date de membrii grupului psaltic etos al episcopiei Caransebeșului. În cadrul slujbei, preasfinția sa a hirotonit un diacon, care va fi hirotonit joi preot pe seama parohiei Șopotu Vechi. Preasfinția sa nu a mai oficiat Sfânta Liturghie în această parohie din anul 2012. Mesajul Evangheliei de astăzi a fost unul de actualitate pentru că această pildă asemănătorului este mereu actuală, cum de fapt este actual cuvântul Mântuitorului Hristos, cuvântul vieții veșnice, cuvântul Evangheliei. Pentru că Hristos și cuvântul lui, ieri astăzi și în veci, este același. Așadar, mesajul Evangheliei de astăzi este unul foarte clar și direct. Suntem chemați cu toții să devenim un pământ fertil și un pământ bun în care sămânța cuvântului lui Dumnezeu să aducă rod însutit. Trebuie să ne câștigăm o inimă curată și bună, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să rodim într-o răbdare să ne câștigăm îndelunga răbdare și să conlucrăm permanent cu Harul Duhului Sfânt care se găsește întru noi de la primirea tainei Sfântului Botez. Parohia are multe persoane bătrâne, deoarece tinerii au plecat în orașul reședință de județ, Reșița, care se află la 9 km de comuna Târnova. Cei doi păstori ai acestei comunități se străduiesc cu timp și fără timp să împlinească misiunea filantropică și pastorală din această frumoasă parohie, din această frumoasă zonă, Desfășoară un proiect social filantropic care este în fază incipientă tocmai pentru bătrânii care se găsesc în imposibilitatea de a-și asigura și duce traiul zilnic. Bunii credincioși de aici au arătat în decursul vremurilor că știu să se îngrijească de Biserica lui Hristos și de cimitirul satului. La slujba au participat credincioși din Comuna Târnova, printre care copii și tineri îmbrăcați în haine populare. Zi de mare sărbătoare este astăzi pentru parohia Târnova, în care ne aflăm astăzi, pentru că preasfințitul, după o perioadă destul de îndelungată, vine să săvârșească Sfânta și Dumnezească liturghie în mijlocul credincioșilor, împreună rugându-ne cu toții pentru sănătatea sufletească și trupească a tuturor creștinilor și a celor care participă astăzi și pentru sănătatea tuturor credincioșilor în această parohie. Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Târnova a fost construită între anii 1938 și 1942.